Utilizați propria tehnică pentru a vă aduce într-o stare relaxată de conștiință. Declarați-vă intenția de a aduce pace și vindecare conflictului din Israel. Invocați flacăra violet din sursa sa primară pentru a plasa un cer de protecție în jurul vostru, în timpul și după meditație. Cereți-i să transmute orice lucru care nu servește luminii. Vizualizați un stâlp de lumină roz care emană din soarele central galactic și apoi coboară prin corpul vostru și adânc în centrul Pământului. Vizualizați această lumină care curge prin inima voastră și apoi prin mâinile voastre, direct către toți cei implicați în conflictul din Israel, armonizându-i pe toți și aducând pace.
Vizualizați acest conflict fiind dizolvat, rezolvat și vindecat rapid și în cel mai bun mod posibil. Apoi, vizualizați ajutorul umanitar care ajunge la oamenii din Gaza, iar situația acestora fiind rezolvată în cel mai bun mod posibil. Lăsați apoi lumina roz să curgă mai departe, vindecând toate celelalte conflicte din întreaga lume. Cereți prezenței zeiței, femininul divin, să direcționeze energiile păcii și armoniei către toate situațiile nerezolvate privind situația din Israel și toți cei implicați în ea. Thank you.
Vizualizați negocierile care au ca rezultat pacea durabilă în zonă. Lăsați aceste energii să curgă mai departe și să vindece toate celelalte conflicte din întreaga lume. Permiteți acestor energii să continue să curgă prin inima voastră și apoi prin mâinile voastre în aceste situații pentru câteva minute. Zeița vrea pace și pace va fi.